Cum e așteptarea? E dificilă, e grea, nu? Da, aveți porumbei în finală? Avem 4 porumbei la Pandei Mubezina Ruhila. Ah, se înseamnă... pare că e etapă foarte grea. E grea, într-adevăr. După sosiri, două sosiri într-un sfert de oră, greu. Cam greu. Dar cum mi s-au părut porumbei? Vin obosiți așa, terminat sau nu? Nu sunt foarte obosiți. Dar după că al doilea parcă era mai obosit. Să vedeți pe următorii. Da, cu cât trei minutele... O să fie mai obosiți următorul. Garantat, da. Cu cât întârzi mai mult, cu atât ați mai obosiți. Trag mai mult, zboară mai mult, da. Într-adevăr. Ați pariat pe vreunul dintre ei ceva? Unul singur, da. Unul singur. Pe care? Care a venit cel mai bine până acum? Nu, e de la tandemul meu, când suntem împreună, da. De la crescătorul Hila, Paul. El o paria mai mult pe el. Dar a venit mai bine ăsta pe care ați pariat? A venit mai bine până acum, nu? În general, da, tot a fost mai în față și de aia. Da, da. Deși de, de fond maraton. Da. Și ne-am pus baza în el să ajungă printre primii, să sperăm. Încă mă așteptăm. Am înțeles că n-a venit niciunul de la pariu încă, nu? Încă nu. Cei doi care au sosit n-au fost pe... Nu sunt pariu. Super, înseamnă că sunt șansele intacte, să zic da, așa, nu? Da, să sperăm că prindem, printre. Șanse sunt, da. Vă țin pumnii. Dar sunteți în pantaloni scurți, aveți buzunare, în ce plecați cu premii? Nu-i problemă, facem direct virament. Baftă multă vă doresc. Mulțumesc. Succes în continuare, cu stimă. Bă, l-am așteptat că e fratele meu, să nu... Ceau, zi-mă. Salut. Bună, vă salutăm. Ce faci acum? Sănătate multă. Bună ziua. Florine, mă, hai că ai locul 3 imediat. V-au așteptat, n-au venit înaintea noastră. O să vină, nu? Sper. Eu vin acum, vin mai mult. Faceți o figură frumoasă, cum ați făcut de fiecare dată la Columbo Drame, este? Sper. Sunt convins de asta că... Dacă nu, așteptăm. Știu, să vină. Știu că aveți păsări bune, le perfecționați an de an. Le îmbunătățiți, nu? Încerc. Cum e? Eu am o părere foarte bună despre dumneavoastră și porumbei dumneavoastră. V-am văzut la mai multe Columbo Drame. Cu trofele cele mai mari și... Da, nu ieșit, nu ieșit. Sperăm că ne iasă și anul ăsta. Atât mai bine atunci. O să iasă, da. Atât mai bine. Mă sperăm, în fiecare an sperăm. Câți mai aveți în final acum? 5. 5 bucăți din câte, din? Din 10. Ah, bine. Au urmat cei mai buni, nu? Încerc tot timpul, bag și probe. Adică nu încerc. Dacă atunci încerc, din primul an. Să mă numai așa cum se fac. Da? Da. Chiar ce anul trecut, așa mi-a și ieșit. Tot. Deci riscați, uneori iese, uneori nu iese, nu? Nu ai procentajul ăla. Da, da, ca da. Ca să vină să știi pe ce te bazezi, dar e. Poți să dai lovitură. Așa e, așa e, așa e. Încercăm tot timpul, încercăm. Așa e, cine nu riscă, nu câștigă, nu? Da, și mie aici, un lucru bun. Eu zic că să pupa bine. Și eu zic la fel, da. Să progreseze, deci să poți face treaba asta. E un tip serios, într-adevăr, i-a pregătit bine. Da, da, da. Are toate șansele să... Are toate șansele. Să-i meargă din ce în ce mai bine de la unul la altul, nu? De toți, de aici a început fiecare. Așa e, așa e, aveți dreptate. Așa, așa e. Ce ușor, dacă e serios, ambițios, așa e. Curajos, da. Ca în orice. Așa e. Progresez. Bravo. O să reușească, să spunem de asta. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, cu stimă, domnul Redian, numai bine. Sănătate. Ce mare ai simt la dumneavoastră? Aveți porumbei în finală? Nu am porumbei în finală, adică am, dar nu sunt ai mei. Da, jucați în tandem cu cineva? Da, este un prieten de-al meu care are porumbei în finală, porumbei de ei. A, dar nu-s de ai noastră, dar tremurați nu pentru ei? Nu, sunt ai mei. A, porumbei noastră? Porumbei de ai mei. Dar puși pe al lume, nu? Da, zboară prieten. Păi auziți, emoțiile trebuie să fie mari atunci. Da, da, da. Cum s-au mișcat până acum? S-au mișcat bine porumbei? Au venit bine? Da, au venit foarte bine. Ai dat 6 porumbei și 3 avem. Bravo! E bine, stați bine. Aveți șanse. Avem șanse. Au venit puțin porumbei. Au venit porumbei. E cald afară, din ce în ce mai cald, o să fie sosirile mai grele. Așteptăm. Etapa e grea. Așa e. Părerea mea personală nu trebuia jucat astăzi. Astăzi zboară tot o grămadă de
concursul. Ah, sunt concurse, nu? Și numericul e mic. Dar nu știu dacă mâine le permitea vremea. Că dacă e vremea urâtă, iar nu e bine. Putea să fie cum ar fi ieri. Ah. Părerea mea. Deci, e un număr mic de porumbei, deci putea să îi joace. Da. Ieri nu spunea multe județe. Acum, fiecare face ce vrea, e o părere personală. Da. Și vă doresc baftă oricum. Da, mulțumesc. Baftă multă. Sănătate.